Salut! Astăzi vă prezentăm smartphone-ul LG Optimus 2X, un smartphone remarcabil prin puterea de procesare, după cum sugerează denumirea. Procesor la 1,2 GHz dual core. Partea de design este standard, un telefon candy bar cu ecran care predomină partea frontală a dispozitivului, ecran de 4 inci, tehnologie IPS și rezoluție de 800x480 pixeli. În marginea superioară observăm jack-ul de 3,5 mm, portul mini HDMI și butonul de power, respectiv standby. Pe lateral butoanele de volum, iar în marginea inferioară două difuzoare și interfața micro USB. Telefonul rulează sistemul de operare Android 2.2, dar poate fi actualizat la versiunea 2.3. Momentan acest update nu este disponibil, îl așteptăm în perioada următoare. Ca specificații, am spus, procesorul dual core este cel care face remarcabil acest telefon. În rest, specificații oarecum obișnuite pentru un smartphone de top. Merită menționată filmarea Full HD 1080p, în vreme ce fotografiile au o rezoluție de 8 megapixeli. Memoria internă pentru stocarea conținutului personal este de 8 GB, dar aceasta poate fi extinsă cu ajutorul cardurilor microSD. În fine, bateria are o capacitate de 800 de mAh. Interfața cred că vă este familiară, specifică terminalelor Android, cu personalizări din partea LG la nivel minimal, nu diferă foarte mult decât aspectul iconurilor, un pic. Browserul, așa cum ne-am obișnuit, este unul foarte bun, optimizat pentru, inclusiv pentru pagini flash, cu suport multitouch, cu tot tacâmul, sigur știți de la alte telefoane care rulează Android. În testul pe care îl vom publica pe Go4it, vom rula și un benchmark pentru a vă face cunoscută capacitatea de lucru a procesorului, una deosebită, deoarece, cum spuneam, terminalul dispune, procesorul are două nuclee fizice. Cam atât pentru moment, mai multe în testul detaliat de pe Go4it.